Accidentul s-a produs pe drumul național 72 în zona localității Lucieni. Tirul încărcat cu ciment venea de la Fieni și se îndrepta către Râmnicu Vâlcea. Șoferul tirului recunoaște că a pătruns pe contrasens, însă spune că și conducătorul autoturismului ar avea partea lui de vină. Am venit de jos și am derapat pe stânga, am intrat jumătate pe contrasens, a speriat el și a tras stânga, de vreau să mă oprească pe stânga. Cineva a rănit? Un pic, eu la pace și el un pic la draie. De la ce ați alunecat? A intrat în balans, că m-am tras dreapta de volan, că ei veneau pe axul drumului. Și am tras dreapta de volan și a intrat în balans, că cimentul cu înalt. Polițiștii au alte variante și spun că șoferul tirului ar fi avut alte preocupări în timpul mersului și așa a ajuns cu cimentrucul pe contrasens. Impactul a fost devastator. Autoturismul a fost lovit în plin, iar șoferului rănit. El a fost transportat de urgență cu ambulanță la spital din cauza evenimentului rutier. În zonă, traficul a fost blocat 10 de minute. Coloane de mașini se întindeau pe mai bine de 10 km. Șoferul tirului este acum cercetat pentru vătămare corporală din culpă.